Salut și bine te-am regăsit la un nou video din seria antrenamentelor la sală. Data trecută am lucrat picioarele. În caz că nu l-ai văzut, ai videoclipul în colțul din dreapta al ecranului. Azi îți voi arăta 6 exerciții de bază pentru spate pe care oricine le poate face. Să-i dăm drumul! Primul exercițiu este unul care lucrează cu greutatea corpului și anume tracțiune TRX. Asta e poziția de început. Cu cât te lași mai pe spate, cu atât îți va fi mai greu. Ține picioarele apropiate și în momentul în care începi să tragi, întoarce mânerul benzii în poziție verticală, iar atunci când te lași pe spate, întoarce-l în poziție orizontală odată cu mișcarea. Al doilea exercițiu este tracțiune la bară. Ajustează bara astfel încât din șezut să poți ajunge cu mâinile la ea. Ține picioarele apropiate și încearcă să nu te folosești de ele atunci când tragi. Cu cât ții picioarele mai arcuite, cu atât îți va fi mai ușor, iar dificultatea cea mai mare este atunci când le ții drepte. Vreau să-i mulțumesc din nou lui Horațiu pentru că mi-arată cum să execut aceste exerciții într-un mod corect. Dacă aveți nevoie de un program de antrenament sau de alimentație, abonați-vă la canalul lui de YouTube pentru că Horațiu este fost campion național la culturism și știe despre ce vorbește. Aveți linkul de la canalul lui în descriere. Al treilea exercițiu se numește ramat pe bancă din poziție înclinată. Ai nevoie de două gantere și de o bancă înclinată la vreo 30-40 de grade. Te așezi cu trunchiul pe spătar și cu genunchii pe șezutul băncii, după care ridici ganterele atât cât se poate. Mișcarea trebuie să fie naturală și să nu duci ganterele nici prea în spate, dar nici prea în față. Al patrulea exercițiu este foarte simplu și lucrează mușchii lombari. Te așezi pe burtă pe o băncuță cu picioarele apropiate și le ridici până în punctul maxim, după care le lași ușor în jos și repeți mișcarea. Penultimul exercițiu este ramat cu gantera. Ia o greutate, nu foarte mare, atât cât poți duce, iar dacă greutatea e în mâna dreaptă, pune genunchiul stâng și mâna stângă perpendicular pe băncuță. Ține spatele drept, fundul scos înainte și capul ridicat. Extinde brațul complet și du gantera până jos. Și ultimul exercițiu este tracțiune la helcometru. Ajustează suportul de genunchi pentru înălțimea ta. Apucă bara cu palmele îndreptate în față la o distanță mai mare decât lățimea umerilor. Lasă-te puțin pe spate și scoate pieptul în față și menține spatele fix și nu lăsa să se plimbe odată cu bara. Nu uita ca după fiecare antrenament, oricare ar fi el, să-ți faci timp câteva minute pentru niște exerciții de stretching. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu, pa, pa!